Salut băieți, eu sunt Dan Buzărnescu și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 19, episodul care vouă vă place cel mai mult pentru că facem cele mai multe vizionări și cele mai multe like-uri la aceste Mega Pack Opening-uri. Astăzi avem un episod special pentru că avem un invitat special, un băiat deosebit, un băiat care face un content super mega tare și trebuie să-i dați un subscribe. LCH Gamer, mulțumesc că te-ai alăturat nouă și mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. De fapt, tu ai pornit această colaborare și chiar sunt bucuros că ai făcut asta. Îți mulțumesc în primul rând pentru acest lucru. Îți mulțumesc și eu că m-ai invitat okay, și pe canalul tău și că ai acceptat și hai să vedem. Am înțeles. Prima dată eu fac un review despre Team of the Week pentru că ăsta mi-e episodul, asta fac și acum că ești și tu alături de mine, poate să vrei să-l facem împreună, să vedem cam ce jucători am putea prinde, nu înainte ca să le spun băieților că nu am reușit decât să joc 15 meciuri, am aveam 14 cu 1, după aia a trebuit să plec la București, dacă, după cum bine știți, am fost la Blogger Slam Party, nu prea am avut timp să joc meciurile, le-am dat unui prieten care nici el nu a avut timp să le joace și a reușit decât 20 de victorii, bine, mai avea 5 meciuri de jucat. Ceva de genul ăsta, o să vedem imediat pentru că eu nu am avut timp să mă uit, dar îi mulțumesc lui Adi pentru că a făcut acest lucru și haide să ne uităm ce jucători putem primi și ce jucători se pot juca din acest Team of the Week. Începem cu Ben Yedder. Ce părere ai de Ben Yedder? Ba, am văzut că foarte multă lume îl folosește, mi-a dat niște bătăi de cap. Dar ție vine să crezi, are jumping 95. Doamne. Cât are înălțime? 1.70. Dar nu contează. 70 și jumping 95. Dacă are jumping ăsta 95, știi cât câștigă la cap? Ma. Și heading 81. Heading... Așa, odată cu Ronaldo. Da, heading 81, mamă, agile din... Deci ăsta e un card, cât costă oare? Vrem să vedem? Aha, 200 de cash se dă instant. Ia. Păi. 200 de cash se dă instant. Un pic. Ma. Drăguț. Sincer, cred că e bun super sub, e super bun. Așa, hai să vedem. Da, dacă ai bulan o să-l prinzi. Belotti. Nu știu ce să zic. Nu pare, nu pe cât are înălțime. 1.81. E ok, cred că costă undeva la 50 de K. Hai, te vezi de la Mimeri din prima. Totuși cred că merită pentru jucătorii care vor să-și facă o echipă de 4-500 de K, 3-4-500, e un atacant cu care îți faci treaba, deci are 88 fizic, 83 pace, 87 shooting, se apropie oarecum de atributele pe care lui Sito Suarez le are și totuși e un low price, adică, vedem aici, James Rodriguez, da. La FIFA 17 avea cel mai bun shoot, cel mai bun shoot îl avea. Se pare că anul ăsta nu prea mai joacă și nici la FIFA 18 lumea cu el, nu știu de ce, deși să știi că la FIFA 17 multă lume îl folosea pe James. Da. Uite, vezi și asta, medium. Ai dreptate, țin minte. Are medium work rate-urile. Nu știu ce să zic, pentru un cam... Un high medium era... Are medium pe atac. Nu cred că e ce trebuie, mai ales că pace-ul ăsta îl cam trage. Uite, are sprint 74, deci... Practic pleacă de pe loc complicat da, da. Ce să facem? Asta e, asta... Nu prea sunt de acord cu ce fac cei de la EA Sports cu acești, oare cu jucători foarte buni la nivel mondial, cum e James, cum e, uite, Godin. Vorbeam și cu Cosmin Zerg despre Godin, e inutilizabil în FIFA și Godin e, Doamne, cât de bun e în realitate, deci ține toată, apărarea lui Atletico, Godin o ține. Uite, Sterling, ce părere ai? De la echipa mea, n-am cum să nu-l iubesc pe omul ăsta și în joc și în realitate, e unul dintre jucătorii mei preferați. High medium, i-au dat în sfârșit finishing bun, mult mai decent. Ce drept am, eu am pe OTM-ul lui, dar pot să zic că concurează bine cardul ăsta cu pe OTM-ul lui și cred că o să se simtă bine în joc. Cine îl prinde... Să nu-l dea, să-l joace puțin. Să-l joace, nu? Așa că nu am bateriul la controller. Să-l joace, nu? Dacă îl prinzi roșu, nici n-ai cum să-l dai. Poate doar să-l bagi la SBC-ul. Ca altă variantă nu prea ai cu el. Sincer, Super Sub la... Mie am Hernandez Super Sub, am Sané, am o grămadă, nu știu, nici nu-i folosesc, am Felipe Anderson. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de el. L-am și pe Pepe.
Ia uite, are 99 agile. 99. Parcă are 3 la weak foot. Da, 3 la weak foot. Asta-l strică. Asta-l strică. E un fel de Alessandrini în FIFA 18, dacă ți-aduce aminte de el. Da. Un fel de Alessandrini. Tot stângaci, tot, uite, are shoot power 94. Pa! Vrei să zici ceva? Dacă ai putea să-l joci din minutul 1 pe 10 chemistry, cred că ar fi bestie. Cred că ar fi bestie. Da, așa, să-l joci cu 5 din minutul 3, 70, 80, e, nu da. Prea e. Uite-l pe Pepe. Ideea e că ce spui tu este pentru anumite echipe. Ce spun eu este pentru anumite echipe, pentru nivel diferit de echipă. Depinde și ce echipă are jucătorul. Că poți să-l bagi, dar nici nu poți să-l bagi. De exemplu, la tine în echipă eu n-aș avea unde să-l bag. Pe Pepe? Na. A, pe 10 chemistry. Da, așa, da. Ai dreptate. Păi, na. Vedem. La mine în echipă, da, ar intra, că nu am incredibil jucător pe dreapta. E Lucas și Mahrez. Deci l-aș putea da, băga da. Lui Mahrez. Da, eu zic că e peste Mahrez, peste. Vedem aici un fundaș central foarte bun, foarte bun. Mie mi-a plăcut mult în FIFA 18. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, cred că n-a avut forma pe care a avut-o anul trecut, n-a mai luat carduri. Văd că acum e cam primul card al lui, nu? Mai are alt card? Eu nu mi-aduc aminte. Nu cred că mai are alt card, nu. 87 jumping, cât are înălțime? Totuși 1.80, 87 jumping, 1, are 10. Și viteză. E decent, undeva la 30 de K, cred că e, ia să vedem. Da, 20. Da, acolo agility-ul, balance-ul ăla, putea să fie puțin mai bine. Totuși e fundaș. E pentru 20 de K, eu zic că merită banii. Uite și Leno. Da. Ce părere ai de Leno? Merită. Jucat. 30 de K. Nu știu ce să zic. Eu am Ederson. Deci ar trebui să-l compar cu Ederson, care mie mi-a fost și mi este zeu în poartă, dacă nu fac eu prostii în apărare. Am înțeles. Hai să luăm și premiile de la Rival, după cum bine am spus și la început, n-am apucat să joc, cred că am rank 3, ia să vedem. Decât de la Weekend League, da, rank 3. Da. Sunt bune aici 4 pachetele. 4 pachetele. Și minunatul Gold 1, fraților. Gold 1. Hai să dăm, cred că anul ăsta e prima dată când pe contul ăsta este Gold 1. Nu am făcut eu Gold 1, dar am Gold 1. Hai să fac metoda mea, hai să încercăm, pentru că Ovi e foarte norocos la pachete și și-a uitat ochelarii de soare la mine. O să deschid aceste pachete cu ochelarii de soare ai lui Ovi. Hai să vedem dacă Oviță ne poartă noroc, Oviță e alături de noi, hai să vedem. Ben Yedder. Uite-mă, mi-a purtat Oviță noroc și cu tine. Deci să știi că am avut mare noroc la ăștia roșii, la jucătorii roșii mare noroc am avut. Totuși bun, Ben Yedder, mulțumit. Hai să mai vedem încă unul. Foarte bun. Hopa! Hopa! Leno. Cred că mai degrabă l-aș lua pe Leno. Da. Sau pe Bran. Deși... Din amozit de el, dacă mă crezi. Dar totuși mi-a dat bine, nu pot să mă plâng. Da, 2.86. Ha, Michael, iau pe ăsta, că poate n-am CM la un SBC ceva. Portar mai am și Donnarumma, am mai mulți. Deci, ochelarii lui Ovi ne poartă noroc. Din păcate, ție nu ți-a portat decât, cred că la ultimul pack i-am pus. Mi-a venit ideea asta. Hai. Da, e ok, ne antrenăm. Hai să vedem. Dar player's pack, primul. Hai, Ovi, ne poartă noroc, ochelarii, din nou. Nu este un knockout, ha, mă, că-i dăm jos, ce n-ai. E bord? Păi bord, dar punem înapoi. William Carvalho. Mamă, ce place de ăsta în realitate. Mi-a plăcut și la echipa națională a Portugaliei. Mi s-a părut că chiar a făcut diferența. Oricum așa s-a întrebat de băltos, nu? Ce să fac? Hai, acasă. Da. Hai să vedem. Eu zic, ochelarii Lovi își fac așa încălzirea ușor. Aoleo. Inform. Bun. Opa. Dar nu e workout. Deci nu poți să zici nimic. E. Bot s-a dat. Card special s-a dat. Oh, Arturito. Uite, Vidal. Bun, Arturito. Bun de SBC-uri. Gata, am făcut. Ideea e să scoată ăștia un SBC. Asta e că ăstea le ținem la final, ăstea jungle. Mm-hmm. Hai cu ăstea două mega pack-uri. Alea sunt tradable.
Nu este workout. Aaa, mă, dă-ne și nouă workout acolo. Hopa, bun ăsta. Ce vrei mai mult? Bun, 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 și ne l-a dat și pe o viță. Ia uite. Da. Super mega tare. Mă, hai că n-am de ce să mă plâng. În ultimul timp la pachete, pentru mine a fost... Ar putea să-mi dea și mie un... Am văzut. Un Prime Icon moment acum. Ia să vedem. Francez, cam, Marseille, Paet. Paet. Drăguț. Nu-l suport, dar drăguț. Păi ce-i că... Că ne-a dat golul ăla atunci. Atunci la Euro. Păi da, atunci s-o trăjit el să dea gol. Hai să vedem ultimele două pachete. Poate acum să avem walkout la astea tradable. Hai acum. Ar fi frumos. Walkout? Hai mă, bine. Hai mă. Nu e icon, dar e headliner. E... Neamț, ce fe, cine e? Werner? Nu, Müller, bă. Müller. 89. Hai că nu mă plâng. Hai că ok, ar putea să coste 3? Ceva. Hai că e 60 de ca. 60 de mii. E 60 de mii. Ăștia toți cu XR, ce să facem? Nice. Opa, asta e că să-i 84, îl ținem ăsta 80. Dar scoate-l din club că poate nu-ți mai iese din poartă după aia. Afară, cu băi. Uite și 12.000 aici și 60.000. Hai să vedem acum, să fie iar un knockout, eu am presimțirea asta, am presimțirea asta, da? Back to back, bine, hai, de acum, băieți, bine, este da, galben. Aoleu, Savici. Nu. Nici nu cred că era. Mamă, ăsta e singur. A, 86. Matici, 86. Uite, vezi că și walkout-ul ăsta okay. E cu du-te vino, că Matici ăsta nu cred că e mai de 5. Da, da, o, da. Fabinho! O, și Fabinho! Bun, bun, bun. Mamă, și era 100 de ca. Mamă, și era 100 de ca. Da. Dar cred că e mai scump. Nu știu, cred că... Asta. Tot acolo. Cred că când l-am luat eu pe Fabinho în echipă era... era păi eu am dat 100 de ca pe el când l-am luat, de mult. Acum vreo 4 luni când a apărut jocul. Da, ce să vezi, mi-a picat Vlăduț. Mi-a picat Vlăduț aici. Păi zic că-ți merge bine. Eu zic că-ți merge bine. Da, hai să vedem ce... A, iar, iar ăsta, Paie. Iar. Ei, ok, ok, ok. Opa. Da, băieți, ca de obicei, avem noroc. Ochelarii lui Oviță ne-au purtat mare noroc. Mulțumim, Oviță, că ne-ai împrumutat ochelarii la acest pack opening. Nu uitați, aveți link în descriere cu canalul lui LCH Gamer. Aveți link către canalul lui și către pack opening-ul pe care el l-a făcut în urmă cu ceva timp, alături de mine, bineînțeles, adică acum 10 minute, cred, ceva de genul ăsta. A avut și el acolo... Cred că a avut mai mult ghinion sau mai mult noroc, asta rămâne de văzut, intrați acolo și vedeți dacă i-a picat un icon sau nu, asta rămâne de văzut, doar voi puteți vedea. Mulțumesc pentru că ai fost alături de noi, nu uitați să dați un like la acest videoclip, dați un subscribe și un follow pe Instagram, bineînțeles dacă v-a plăcut ce am făcut în acest videoclip, dacă nu puteți să dați dislike, faceți ce vreți, dați un follow, unsubscribe, ce vreți voi, vă pupă de nuți și mulțumesc că LCH Gamer că ai fost alături de noi. Am făcut și eu. Pa. Pa.